Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg român, nu a terminat niciodată liceul. A fost acuzat de plagiat, a fost coleg de redacție cu Eminescu și Slavici, proprietar de berării și a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. Ion Luca Caragiale a venit pe lume la 30 ianuarie în anul 1852 în satul Haimanale, județul Prahova, astăzi Ion Luca Caragiale, fiind botezat pe 7 februarie. Tatăl său, Luca, și frații acestuia, Costache și Iorgu, s-au născut la Constantinopol, fiind fiii lui Ștefan, un bucătar angajat la sfârșitul anului 1812 de Ioan Vodă Caragia în suita sa. Tatăl dramaturgului a fost atras de teatru, îmbrățișând arta dramatică. S-a căsătorit în 1839 cu actrița și cântăreața Calaropoulos, de care s-a despărțit, fără a divorța vreodată, întemeindu-și o familie statornică cu brașoveanca Ecaterina, fiica negustorului grec Luca Chiriac Caraboas. Dramaturgul Ioan Luca Caragiale a fost primul copil al lui Luca Ștefan Caragiale și al Ecaterinei Chiriac Caraboas. El a mai avut o soră, pe Elena, alintată Lencii, cu 3 ani mai mică decât viitorul scriitor. Caragiale a fost un copil vioi și zburdalnic, iar mama sa a avut destul de mult de furcă cu el. Femeia primea mereu plângeri din partea vecinilor. Pasiunea sa pentru teatru a apărut ca urmare a reprezentațiilor teatrale ale unchiului său. A fost premiat, dar nu a terminat niciodată liceul. Din cauza problemelor financiare, a fost nevoit să se apuce de negustorie. După moartea tatălui, rămâne singurul sprijin pentru mamă și pentru soră, pe care le întreține toată viața cu banii obținuți din ceea ce publica. De la 18 ani, a avut grijă de ele, ambele lipsite de venituri, străduindu-se toată viața să nu le lipsească nimic. A fost dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. Caragiale este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanti scriitori. A lucrat de-a lungul anilor în multe instituții. A fost copist la Tribunalul de la Prahova, suflior la Iași, în trupa lui Mihai Pascali, suflior și copist la Teatrul Național din București. A debutat în gazetărie la revista Ghimpele, unde a realizat rubricile Varietăți și Una alta între anii 1873-1875 și la ziarul Timpul în 1878-1881. Creația lui Caragiale cuprinde piese de teatru, momente și schițe, nuvele, majoritatea satirizând lumea, capitalei sau a provinciei din perioada sfârșitului de secol XIX și începutul secolului XX. Caragiale este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanti scriitori români. El s-a bucurat de recunoașterea operei pe perioada vieții sale, însă a fost și criticat și desconsiderat. Opera lui Ioan Luca Caragiale cuprinde teatru, 8 comedii și o dramă, nuvele și poveștiri, momente și schițe, publicistică, parodii și poezii. Caragiale nu este numai întemeietorul teatrului comic din România, ci și unul dintre principalii fondatori ai Teatrului Național. Operele sale, în special comediile, sunt exemple excelente ale realismului critic românesc. Deși a scris doar 9 piese, Ioan Luca Caragiale este considerat cel mai bun dramaturg român din toate timpurile. Ca novelist, Caragiale a scris o proză de observație psihologică și naturalistă, O făclie de Paști, Păcat, 2 loturi, În vreme de război, și fantastică, La hanul lui Mânjoală, Chirianulea. A tradus din operele lui Mark Twain, Edgar Allan Poe și mulți alții, iar opera sa a fost, la rândul ei, tradusă în numeroase limbi. A fost acuzat de plagiat atunci când a lansat Năpasta, dar a câștigat procesul datorită avocatului său, Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Pentru istoricii literari români, originea familiei lui Caragiale a fost,
tot timpul subiect de dispută. Cei mai importanți specialiști afirmă că bunicii dinspre tată provin din insula Idria, spațiu grecesc, dar populat de albanezi. Bunicul Ștefan, foarte bun bucătar, ar fi fost adus din țara românească, pe via Constantinopol, de domnitorul Caragea. Unii spun că ar avea origini grecești, alții macedo-române, foarte mulți confirmând că familia sa a fost de origine aromână. Etimologia numelui Caragiale are trei variante. Caragiali, pe turcește oglindă neagră, Caraciali, adică spin negru, Caraciali, adică mărăcine negru, tot pe turcește. Dacă numele de Caragiale își are cu adevărat o bârșă în turcescul Caragiali, care într-o traducere aproximativă ar însemna oglinda neagră, s-ar putea spune că negrul care se oglindește în opera caragielească este numai acela asociat metehnelor omenești pe care le-a ridicularizat o viață întreagă. A avut o scurtă carieră de politician. În 1908, Caragiale a participat la campania electorală a Partidului Conservator Democrat, sperând că va obține un loc de deputat. Nu a fost pus însă pe liste, astfel s-a întors la Berlin. Mă știu că am avut de ce râde, i-a spus Caragiale bunului său prieten, Paul Zarifopol, eseist și critic literar. Politică a făcut pentru că aflăm că a fost înscris în partidul lui Tache Ionescu. Există o piesă neterminată. Stabilit la Berlin, Caragiale se apucă de scrierea piesei Titirică, Sotirescu et Campania, comedie în patru acte în care apar personaje din celelalte opere ale sale. Nae Ipingescu, Rică Venturiano, Tante Zoe, acțiunea fiind o continuare a peripețiilor acestora. Chiar dacă piesa a fost o preocupare importantă a ultimilor 7 ani de viața lui Caragiale, acesta nu a apucat să o termine. Răutatea lui Caragiale nu era decât o legendă fabricată de detractorii săi. O inimă caldă a bătut generos în pieptul lui, iar prietenia a fost un cult pentru el. Numeroși dușmani ai marelui dramaturg, guvernanți și bieți scripcari ai penei sau scribuleți, cum îi numea el, au trâmbițat, aclamat, scris sau șoptit că autorul Nopții furtunoase era un om fără inimă, veninos, afurisit și viclean. Ion Luca Caragiale era strălucitor de îngrijit, ordonat, chiar meticulos. Așa a rămas toată viața. O minte învățată să judece oamenii și societatea, știind să dea cu biciul satirei. Îi plăcea să ironizeze, avea luciditatea de fizician, era precis și punctual. Aflat la o masă între prieteni, în 1911, la Blaj, autorul năpastei a făcut mărturisirea: domnilor, eu nu sunt umorist, eu sunt un sentimental. La finalul ospățului, autorul scrisorii pierdute era asaltat de admiratori ca o mare vedetă a timpului său. La aceeași masă se aflau și Goga, Agârbiceanu și mulți alții. Toată lumea era fascinată de prezența marelui Caragiale. Porecla Moș Virgulă și-a scos-o singur după ce a analizat îndelung, cu mult timp înainte de a pleca la Berlin. Scrisul a fost viața lui, chiar dacă, în fața foii de hârtie, se simțea complexat. Lucru afirmat chiar de el. În fața foii de hârtie, Caragiale spunea: nu știu, când am hârtia albă dinaintea ochilor, mă apuc așa o amețeală și o spaimă. Mi se pare că e cineva în spatele meu, care îmi pune mâna pe umăr, poate chiar eternitatea, și se uită să vadă ce scriu. Când se întâlnea cu cei de la Junimea, unde își citea piesele, glumea pe seama lui Alexandrii, care îl ura de moarte pe autorul scrisorii pierdute. Se certa cu negruții și îl irita printr-un mahalagism ostentativ pe Titu Maiorescu. La un moment dat, în vârful carierei, îi se cere un curriculum vitae, moment în care el spune: nu am, domnilor, decât 4 clase primare pe care pot să le justific. Era de o sinceritate ieșită din comun și de o modestie ce adesea îi jena pe cei din jurul său. Avea o cultură uluitoare. Citea enorm, scria greu, traducea din limba franceză și se prezenta astfel:
Sunt copil de părinți sărmani și fără nume. Am fost un copil neastâmpărat, sămânță de idiot, ce însemna grec, vecinic, doritor de alte orizonturi. Afirmă deseori că este un om fără avere, fără sprijin și că singurul său protector este libertatea tiparului. Spunea de asemenea că are o educație nu tocmai îngrijită, fiindcă părinții săi nu au avut mijloace să-i dea una aleasă, dar că are puțin bun simț și că este fericit că poate munci, să-și întrețină familia, lucru pentru care îi era recunoscător lui Dumnezeu. Îl înnebuneau evenimentele de senzație, vesele sau funebre, parade, accidente, crime, sinucideri, scandaluri, îi trebuiau mereu de dimineață, cum spunea el, știri palpitante. Spunea mereu lucrurilor pe nume și durerea ce o avea în suflet și avea să o poarte o viață cu el, l-a făcut să zică următoarele. De ce să nu arăt eu lumii, cum am văzut eu, împrejurările sociale și politice la care am asistat și ca istoric, nu numai ca simplu comedian? Împărțită în două bande, ce se numesc cu pretenție istorice, liberali și conservatori. Îndeamnă scriitorii să fie foarte atenți la ceea ce au scris, să se gândească de 10 ori dacă e bine și de 100 de ori dacă nu cumva ce au scris trebuie șters. Îi îndemna să se ferească de banalitate. Când prindea ocazia, nu ezita să fie ironic. Lucru văzut, des, față de mătușa soției sale, bătrâna aristocrată Cincinat Pavelescu. Spunea adesea că și-ar dori să aibă mulți copii și pe toți i-ar face oameni politici și avocați să apere dreptatea. Nu a făcut niciodată sport, după cum spunea chiar el, dar nici nu a încercat vreodată, pentru că se considera un om fără talent din acest punct de vedere. După lansarea piesei O noapte furtunoasă, lumea în sală era destul de tensionată. Caragiale dă să fugă, iese pe ușa din față a Teatrului Național, este prins și bătut, bine, de Mitocanul, jupând Dumitrache, chiar în piața teatrului, printre muscali, acesta fiind de fapt sursa dramaturgului de inspirație. Salvat de niște prieteni, este dus sub protecție prin dosul teatrului spre grădina Union, ca să îi se piardă urma, să poată ajunge viu la nevasta acasă. Puțin știu, dar cunoscutul dramaturg, Ion Luca Caragiale, a fost inspirat să scrie sceneta Amicii de către un cârciumar din Slatina. Poposind în Slatina pentru a vedea reprezentația piesei sale O noapte furtunoasă, Caragiale a ajuns, de aici, să fie inspirat în a scrie sceneta Amicii. A fost un copil din Flori, după ce s-a despărțit de prima nevastă, cântăreață și artistă, Madame Calliope. Nu sunt documente că tatăl său ar fi fost căsătorit legal cu a doua soție. La rândul său, Caragiale strică ambițiul fiului său Mateiu, pe care îl are în afara căsătoriei. L-a vizitat Alexandru Ioan Cuza. Copilăria mică și-o petrece la Haimanale, dar școala primară o face la Ploiești, la școala domnească numărul 1. A avut ca învățători pe Zaharia Antinescu și Brazil Drăgoșescu. De la acest învățător a învățat să pună virgule și să aplice regulile gramaticii cu ajutorul unei nuielușe usturătoare. În clasa a treia, școala a fost vizitată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, iar scriitorul își amintește clar întâmplarea. Republica de la Ploiești era denumirea unei mișcări antimonarhice din data de 8 august 1870, cunoscută în presa cotidiană sub numele de tulburările de la Ploiești. Tânărul Caragiale a participat la Revoluția de la Ploiești, a dezarmat un ofițer și a stat în preajma conducătorului ridicolei republici de o zi. Caragiale a fost pe lângă toate acestea omul cu o cultură enciclopedică impresionantă. Unchiul său, Costache, a fost primul director al Teatrului Național înființat în București în 1852. În 1888, director la Teatrul Național pregătește succesul capodoperei O scrisoare pierdută, care este citită înaintea premierei de către autor, excelent interpret al propriilor texte, în diferite cercuri, ultima oară chiar la Curtea Regală. Carol I și Elisabeta vor participa la premieră, iar triumful va fi zdrobitor și unanim.
Caragiale s-a bucurat de recunoașterea operei pe perioada vieții sale, însă a fost și criticat și desconsiderat. George Călinescu îl considera a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. La 24 februarie 1903 a avut o încercare de a se muta la Cluj, unde a fost găzduit de protopopul Elie Dăianu. Însă, în luna noiembrie, și-a stabilit domiciliul provizoriu la Berlin. Avem relatări despre obeția dramaturgului alături de prietenii săi. Odată ajunși la hanul lui Binder, Caragiale, după câteva pahare pline de vin, roșu moldovenesc, s-a apucat să pună în scenă O noapte furtunoasă. Numai că neavând prea mulți actori la dispoziție, Nenea Iancu s-a apucat să joace toate rolurile și se muta de la un personaj la altul spre hohotele de râs ale chelnerilor și ale clienților. Cela de la Vrancea ne spune că dramaturgul era foarte distant de fel, sobru, uneori nici nu săruta copiii, nu suporta gesturile exagerate, să se râdă fără motiv sau în exces și destul de singuratic, un mare observator, prin târguri umbla foarte mult, un imitator foarte bun. Mulți îl considerau rău, pentru că era ironic, însă, în realitate, era destul de afectos. A lucrat și în învățământ, fiind profesor de istorie. Era un răsfățat al junimii, fiind foarte prețuit de Maiorescu. Undeva lângă Govora era o plută mare, unde Caragiale obișnuia să se vadă cu scriitorii, o afinitate a lui pentru zona Olteniei, lucru ce se observă de-a lungul vieții. Mai ales atras, fiind de Craiova, despre care spunea că este Nazaretul României. Emil Gârleanu și Liviu Rebreanu, personalități importante, îi fac o săptămână lui Caragiale, unde se prezenta o piesă de-a sa în fiecare zi, cu prezența lui în sală la Teatrul Național din Craiova. A solicitat direcția Teatrului Național din Iași, dar a fost refuzat de primarul de la acea vreme, Nicu Gane. A fost mereu îndrăgostit de Ploiești și spunea asta cu orice ocazie. Sunt fiu de Ploiești sau în Ploiești m-am născut. Timp de 16 ani, Caragiale nu va publica poezii, dându-și seama că nu trebuie să persiste într-un gen care cere o vocație neîndoielnică. Nu iubea nici natura, nici singurătatea, care favorizează stările lirice interioare. Se știe că Ordinul Benemerenti a fost instituit de regele Carol I prin decretul regal în 1876. Sub formă de medalie era decernat pentru merite în domeniile cultură, știință, industrie și agricultură. Autorul Nopții Furtunoase a primit și el această medalie. În 1911 participă la Blaj la serbările Astra, iar la începutul anului 1912 Societatea Scriitorilor Români, prin Emil Gârleanu, a dorit să îl sărbătorească pe Caragiale la împlinirea vârstei de 60 de ani, iar Teatrul Național, precum și Principesa Maria, au organizat un festival de comedie în cinstea sa. Scriitorul a refuzat, însă, elegant, să participe la aceste festivisme. Caragiale este de acum cel mai mare scriitor român în viață, un clasic, a cărui absență de la sărbătorire îi marchează și mai puternic autoritatea. În anul 1912, Octavian Goga evocă astfel un moment de neuitat din vizita pe care marele dramaturg Ion Luca Caragiale i-o făcuse în temnița de la Seghedin, unde poetul ispășea condamnarea pentru un delict de presă pedepsit de autoritățile ungurești. A mers la el cu merinde și cu două sticle de șampanie. I-a povestit pilda cu iapa nărăvașă, spunând că la proști îți trebuie meșteșug, nu glumă. Teatrul său este un amestec perfect între tragic și comic, realism și fantastic. El critica actorii ce nu își luau în serios rolurile, directorii de scenă care montau piese fără să respecte adevărul istoric. A început să frecventeze cercurile studențești, românești, de la Berlin, cât timp a locuit în Germania, pentru a-și mai alina dorul limbii române. Numele său, alături de tactica cavalerească, biserica catolică, epoca capitalistă, banca comercială, sunt singurele cacofonii acceptate în limba română. Avea fobia epidemiilor,
Văzuse holera la București și se alesese cu spaimă. Avea o frică grozavă de cancer, spunând că va muri de această boală ca mama și sora lui. În tren, tremura la gândul deraierilor. Când pleca pentru câteva zile în țară, mereu se înțelegea cu soția să-și trimită câte o telegramă zilnic ca să fie liniștiți că nu s-a întâmplat absolut nimic. Acest lucru era rememorat de Alexandrina Caragiale, fosta soție. A ocupat diverse funcții, precum copist la Tribunalul din Ploiești, suflor și copist la Teatrul Național din București, revizor școlar în 4 județe, director al Teatrului Național din București, profesor la Liceul Particular Sfântul Gheorghe. La 28 octombrie 1948, Caragiale a fost ales membru de onoare post-mortem al Academiei Române. Academia Română respinsese de la premiere volumul său de teatru, cu pretextul că piesele nu dădeau dovadă de suficient patriotism. Nemulțumit de situație, Caragiale va rupe relațiile cu Titu Maiorescu și cu Junimea, care nu îl apăraseră destul, după părerea sa. Era afectat de atitudinea academicienilor, care îi refuzaseră în două rânduri premierea operei, de către Hașdeu și apoi de către Sturza. Caragiale a fost pentru toate aceste merite respins la Premiul Academiei Române, care, la fel ca și astăzi, respingea valorile naționale în favoarea unei politici de grup. Lui Caragiale îi se refuză de două ori Premiul Academiei. Așa s-a retras și din țară, la Berlin, preferând să asculte muzica lui Beethoven, așa a refuzat să fie sărbătorit și de prieteni, dar să intre după moarte în Galeria Culturii Naționale. Ecaterina Cardini, poreclită Mămuloaia, a fost potrivit istoricilor o femeie de afaceri extrem de agilă, dar foarte zgârcită. După moartea ei, rudele, printre care și scriitorul Ioan Luca Caragiale, s-au judecat ani întregi pentru a pune mâna pe o parte din avere. Ioan Luca Caragiale era cunoscut ca un risipitor și, atunci, când a murit mătușa lui, se spune că era sărac lipit. Mama sa i-a cedat lui dreptul la succesiune, dar bătălia pe avere nu a fost una ușoară. Timp de aproape 20 de ani, au avut loc 15 procese pentru averea Mămuloaiei. În cele din urmă, Caragiale, apărat de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, a reușit să obțină o șesime din marea avere. În 1905, a moștenit și averea surorii tatălui său și s-a mutat la Berlin. Se spune că Ioan Luca Caragiale dădea mese îmbelșugate prietenilor, mese pe care le numea praznicile Mămuloaiei. Ironic sau nu, chipul său apare acum pe bagnota de 100 de lei. Cu umor, muzică și imaginație, Caragiale trecea mai ușor peste frica de răceli. Ipohondru, așa cum reiese din corespondența întreținută cu apropiații, profund sau ironic, fără stare, dar cu tabieturi, iubitor de taifasuri, bâlciuri și birturi, el rămâne peste toate un optimist. Dragostea lui Caragiale pentru muzică a fost foarte puternică. Scriitorul însuși se auto-identifica în 1893 într-un articol publicat în Moftul Român și amintește printre particularități meloman, ureche, memorie și gust muzical bine dezvoltate. A fost un meloman pasionat. Nu a știut niciodată să scrie sau să citească note. În schimb, a simțit muzica trăind-o cu sufletul. Pianul a fost un instrument fără de care Caragiale nu își putea imagina existența cotidiană. La Berlin, în casa familiei, se făcea muzică de cameră. Pianul fusese adus de la București, cu mare grijă. Cel mai bun prieten din perioada berlineză i-a fost Paul Zarifopol, ginerele lui Dobrogeanu, Gherea. Cu 22 de ani mai tânăr decât Caragiale, el fiind meloman pasionat și un bun pianist, Caragiale nu aprecia romanticii ca Liszt, Chopin sau Franck, deoarece muzica lor cuprindea prea multă tristețe. Aprecia opera italiană. Avea în camera de muzică bustul lui Verdi. Pentru Beethoven, Caragiale nutrea o admirație fără margini. Avea bustul compozitorului pe birou. Se pare că marele Ioan Luca ar fi dorit chiar să scrie o carte despre Beethoven, despre viața amoroasă. În 1881, Caragiale este numit, prin decret regal, revizor pentru județele Neamț și Iași.
Avea 31 de ani, era neînsurat. Munca de revizor îl plictisește, drept pentru care, în timpul liber, își vizitează prietenii junimiști de la Iași. Închiriază o cameră pe strada unde locuia Veronica Micle, pe care o vizitează negreșit ca să o consoleze nocturn, deoarece era văduvă. Cu verba lui tumultoasă, lansează în stânga și în dreapta, în scurt timp, detalii despre escapada sa amoroasă. Pe la colțuri, boieroaicele din târgul Iașilor șopteau tendințios: a avut-o și el. După ani, într-un proces intentat Veronicei Micle, Titu Maiorescu devine acuzator principal, iar martorul Ioan Luca Caragiale destăinuie amănunte picante din aventura intimă dintre el și Veronica. Caragiale îi mărturisește lui Maiorescu despre infidelitatea sa atunci când află că Eminescu se gândește să se căsătorească cu Veronica Micle. Eminescu l-amenință pe Caragiale cu duelul, însă cei doi nu ajung la confruntarea fizică. După ce reia relația cu Veronica, Eminescu, pentru o vreme, o ascunde de ochii junimiștilor, de teama bârfelor. Eminescu nu o acuză de nimic pe Veronica, ci o cere în căsătorie. Nu s-au căsătorit niciodată. Poetul Nepereche i-a scris Veronicăi să-i ceară scrisorile pe care i le-a trimis lui Caragiale și care ar fi putut să o compromită. Caragiale nu a dezvăluit niciodată scrisorile care ar fi putut să o compromită public pe Veronica și se spune că dramaturgul ar fi ales asta pentru a-l proteja de fapt pe Eminescu, gestul fiind interpretat ca semn de afecțiune și de protecție pentru poet. Aventurile nu-l ocolesc, soarta nu-l iartă. În 1883, autorul scrisorii pierdute se îndrăgostește. Un episod sentimental ce-i tulbură mintea și înnobilează imaginația cu drăgălășenii sentimentale, cu vise ce implica o iubire conjugală, precum și cu o frumoasă călătorie de nuntă cu Fridolina, la Viena. Fridolina își amintește: Caragiale, când venea de la București, era toată ziua la noi. Știam pentru cine vine. În inima mea era încă maiorul, Costică B, un adevărat cavaler de salon, care îmi ceruse mâna, apoi dispăruse, necavalerește, că se aflase că n-am zestre. În 1884 își mută serviciul în București. Lucrează ca funcționar la regia monopolurilor. Nu era căsătorit și o cunoaște acolo pe Maria Constantinescu. Din flirtul lor s-a născut autorul romanului Craii de Curtea Veche, în 1885, Mateiu. Pe acesta l-a recunoscut ca fiu, iar după căsătoria dramaturgului, băiatul crește alături de frații săi, dar rămâne închis și nu se adaptează mediului. Nu avea nimic din generozitatea tatălui său. Era disprețuitor, plin de morgă și snob. Actrița Amelia Wellner și-a început cariera în 1873 la Iași. A jucat în comedii și operete. Căsătorindu-se cu actorul Constantin Notara, se mută în București. Amândoi au fost distribuiți în spectacolele cu piese scrise de Caragiale. În anul când dramaturgul a fost directorul Teatrului cel Mare, actrița și al său consort n-au mai jucat pe prima scenă a țării. Scandalul pornise de la surprinderea directorului de către Notara în patul soției sale, actrița Amelia Wellner. De aici și zicala: Coane, am înțeles să-mi iei nevasta, dar și halatul și papucii? Ar fi exclamat Notara. Scandalul s-a finalizat cu demisia lui Notara de la Teatrul Național. Pe Alexandrina Burelli a cunoscut-o în timpul directoratului său la Teatrul cel Mare din București, în 1888. Mișu Văcărescu, alias Claymore, o descrie pe domnișoara Burelli ca o perlă neagră într-un sipet de satin roșu încadrat de margarete. Caragiale se îndrăgostește de frumoasa Didina, care se afla în centrul evenimentelor mondene din capitală, și o cere de soție, căsătoria lor având loc în 7 ianuarie 1889, după cum se precizează în anunțul oficial publicat în România Liberă la vremea respectivă. În ziua următoare, cei doi fac ceremonia religioasă la Biserica Boteni din București, apoi călătoria de nuntă în Italia. A avut un trai greu și multe încercări.
Primele două fetițe au murit de tuse convulsivă la o vârstă fragedă. Apoi s-au născut Luca și Ecaterina. Copiii nu au urmat școala primară la pension ca să nu ia microbi și să se îmbolnăvească. Așa hotărâse Caragiale. După ce au moștenit-o pe Momuloaia, au avut tihnă și confortul pe care și-l doreau, după ce s-au mutat la Berlin. Cela de la Vrancea a fost ultima pasiune a dramaturgului. Ajunsă la Berlin, pianista a fost găzduită chiar în casa bunului prieten al tatălui său, Caragiale. Între cei doi s-a înfiripat o relație pe când Cela nu împlinise 25 de ani, iar Caragiale avea 60. Tânăra pianistă, Cela de la Vrancea, călătorea și dădea concerte. Caragiale a găzduit-o în casa lui, la Berlin, și o alinta Aghiuță. Barbu de la Vrancea, tatăl Celei, este cel care a pledat și l-a apărat când a avut procesul cu Nuvela Năpasta, fiind acuzat de plagiat. În 11 noiembrie 1910, Cela de la Vrancea îi scrie prietenei sale, Margareta Miller Verghi, următoarele. Destinul m-a făcut să-l cunosc. Este un ins colosal. Abordează totul cu aceeași perfecțiune în filozofie, muzică și artă dramatică. Nu-l văzusem decât acasă, la București, unde cea mai mare parte a timpului discuta cu Ticu, adică cu Barbu de la Vrancea, iar eu nu deveneam activă decât la pian, făcându-i plăcere, dar și în aceste zile petrecute la el, într-un apartament înecat, în covoare turcești, am putut să-l cunosc și să-l binecuvântez. Destinul m-a făcut să-l cunosc atât de intim. În ultimul an de viață, am stat 2 luni la el. Era concentrat în gândul unei noi creații. Se plimba prin casă, fuma necontenit, nota un cuvânt, ștergea un rând întreg și dacă nu reușea să exprime ce vroia, venea la noi. Hai, Aghiuță, cântăm din Beethoven! În muzică își găsea destinderea. Nimic nu prevestea că-și trăia ultimele zile. Ne ținea cuvântări despre literatură și muzică cu talent de critic rafinat. Familia. A avut 5 copii. Primul copil al lui Caragiale s-a născut din relația acestuia cu o funcționară. Este vorba despre Mateiu Caragiale, născut pe 12 martie 1885, pe care Caragiale îl declară și îl recunoaște la oficiul stării civile. La câțiva ani de la venirea pe lume a copilului, dramaturgul renunță la mama biologică a fiului său pentru a se recăsători cu Alexandrina Bureli. S-ar părea că declinul relației dintre Caragiale, tatăl, și Caragiale, fiul, ar fi fost cauzat tocmai de această căsătorie a scriitorului cu doamna Bureli. Deși încă mic, Mateiu conștientizează destul de bine ce se petrece în jurul său și a renegat-o cu vehemență pe mama lui vitregă. Mateiu Caragiale l-a considerat tot timpul pe tatăl său, principalul său dușman, omul pe care l-a desconsiderat în permanență. Totul culmina cu certuri aprinse care se auzeau din stradă, cel care ceda primul fiind în permanență tatăl. Romanul Craii de Curtea Veche a fost singura sa operă care l-a consacrat și l-a introdus în lumea scriitorilor români. Restul au fost doar încercări eșuate ale unui om plin de vanitate și leneș, după cum apreciază criticii, care a sfârșit în sărăcie și mizerie. A venit Caragiale de la Berlin la Iași, la viața românească, să ne aducă poeziile fiului său Mateiu, să ni-l prezinte ca poet, povestește Garabet Ibrăileanu. Mateiu, fiul lui Caragiale, n-a avut o relație bună cu tatăl său, deși era bine primit în casa autorului. Când dramaturgul s-a mutat la Berlin, i-a trimis bani în țară pentru a-și continua studiile, dar el mereu era nemulțumit. Ion Luca Caragiale a murit în 1912 la Berlin, iar după decesul său, Mateiu n-a mai avut niciun sprijin, o ducea tare greu. Cei care l-au cunoscut povestesc că era un bărbat mic, deștept și scria. Mânca pe unde era invitat, dormea pe o bancă în Cismigiu, avea hainele curate, dar roase pe la coate și genunchi. Își purta cu multă demnitate sărăcia în fața lumii. Deși era taciturn la început, la finalul mesei îi făcea pe toți să râdă cu lacrimi. Se pricepea bine la arta culinară
Știa să laude cu rafinament bucatele, diseca orice subiect cu mult sarcasm. Mateiu era domn distins, urât și deștept. Era mic, îngust, pirpiriu și totuși impozant în felul lui. Stătea pe scaun, cu spatele drept, capul ridicat, ușor dat pe spate, aproape chel și ceafă țeapănă, cu mâinile amândouă sprijinite de mânerul bastonului. Avea fața îngustă, nasul lung și ochii mici. După căsătorie, Maria i-a oferit scriitorului ceea ce nu avea. Își schimbase garderoba și au călătorit în străinătate. Nici cu mama sa biologică nu a avut o relație foarte bună. El a obligat-o pe cea care i-a dat viață să-i fie slugă în casa pe care a dobândit-o în timpul căsătoriei târzii cu Maria Sion, o tânără din înalta societate bucureșteană. Relația cu soția sa a început să se degradeze în momentul în care aceasta a aflat că Mateiul își folosește mama drept servitoare în casa conjugală. Într-un moment de cinism pedagogic, vrând să-l dezvețe pe fiul său, viitorul scriitor Mateiu Caragiale, de fumurile nobiliare, dramaturgul Ion Luca Caragiale i-a spus că se trage din neam de plăcintari balcanici, cu țeasta teșită, atavic, din cauza tăvilor purtate pe creștet timp de generații întregi. În 1889 s-a căsătorit cu Alexandrina Burelli, fică de actor. Din această căsătorie vor rezulta mai întâi două fete despre care se știe foarte puțin. Ioana, născută pe 24 octombrie 1889, și Agata, născută pe 10 noiembrie 1890. Ambele se sting de timpuriu din cauza tusei convulsive sau a difteriei la 15 iunie, respectiv 24 martie 1891. La 3 iulie 1893 îi se naște un fiu, Luca Ioan, poate cel mai iubit copil al lui Caragiale. Se stinge din viață la 28 de ani. Luchi Caragiale a fost fiul preferat al dramaturgului Ion Luca Caragiale. Poet modernist, Luca Caragiale a lăsat literaturii române un singur volum de versuri publicat post-mortem. A murit la 27 de ani. Marele dramaturg, Ion Luca Caragiale, a avut doi băieți, însă numai unul singur i-a fost favorit. Luca Caragiale a colindat împreună cu tatăl său, implicat în diverse proiecte artistice, în mai multe țări din Europa, încă din primii ani de viață. După moartea lui Caragiale, Luca a revenit în țară împreună cu mama și cu sora sa. Tânărul și-a continuat activitatea literară și a debutat în timpul Primului Război Mondial. Pe 14 mai 1916 a publicat poemul triptic madrigalesc în revista literară Flacăra. Poezia este cea mai cunoscută creație a sa și una dintre puținele menționate de criticii literari. Apoi a mai avut o fată, Ecaterina Logadi, născută în 1894, care a trăit aproape 90 de ani. Ca și Eminescu și Caragiale, a fost funcționar de stat, mai exact revizor școlar. Scriitorul se deplasa și în județul Suceava pentru a cunoaște situația școlilor din această zonă, mergând pe ruta Târgu Neamț-Fălticeni, constatările nefiind deloc pe placul său. Ia atitudine în cazul unui învățător bețiv de la unitate din Preuțești, pe care l-a și demis ulterior. Ion Luca Caragiale a fost revizor școlar la Neamț o scurtă perioadă, dar a revenit la aceste locuri, atras de frumusețea locurilor și de prieteniile pe care le legase aici. Escapadele sale erau presărate cu tot felul de întâmplări pe care le-a consemnat în corespondențele sale. La Piatra, locul preferat de întâlnire cu amicii a lui Nenea Iancu, era vestită crâjma boierească Bucluc. Notările lui Nenea Iancu despre urbea din acele vremuri sunt spumoase. Redacția. A fost coleg de redacție cu Eminescu și Slavici. Ședințele la care participau cei trei erau aprinse, căci Caragiale, Eminescu și Slavici cădeau cu greu de acord asupra diferitelor chestiuni discutate. Era început de iulie 1883, când Eminescu s-a prăbușit. În memoriile sale, Vintilă Rusu Șireanu povestește cum autorul Luceafărului nu mai recunoștea pe nimeni, iar după ce a fost internat la ospiciul doctorului Șuțu,
Tatăl său îi aducea vestea lui Caragiale în redacția Timpul, unde erau colegi. Caragiale s-a prăbușit pe scaunul din curte și a plâns în hohote, lucru ce arăta părerea de rău a dramaturgului și durerea provocată de vestea primită. În antinomie cu el, Eminescu era de o neglijență teribilă și zeflemea, revoltat solitar, adâncit în vis și idei, un dulce blând naiv. Autorul năpastei simțea nevoia să-și combată și să-și tachineze prietenul, dar niciodată o picătură de răutate nu s-a strecurat în cuvântul ori fapta lui față de Eminescu. Adesea, în redacție făceau glume, dar nu mereu erau înțelese de către cei din jurul său. Mihai Eminescu era cel mai aprins dintre toți și Caragiale trebuia mereu să explice totul și adevăratul sens al cuvintelor sale. S-a înclinat de asemenea în fața lui și a mărturisit că e cel mai mare poet din a cărui pană s-au născut versuri geniale. Cât au fost colegi de redacție la ziarul Timpul, o zi de muncă începea la 7 dimineața pentru Eminescu, Slavici și Caragiale. Atunci apăreau pe ușa redacției cu manuscrisele lor în buzunar, scrise citeț. În nor de fum, vin roșu și bun, Eminescu, alături de Caragiale, Slavici și Grigore Manolescu, purtau discuții toată noaptea. Când Titu Maiorescu i-a mărturisit lui Eminescu că pe ceea ce o dorea de soție a avut-o și Caragiale, acesta, plin de nervi, a exclamat: canalie! Totul la adresa lui Caragiale. În anul 1889, anul morții poetului Mihai Eminescu, Caragiale a publicat articolul În Nirvana, unde se vede clar părerea de rău a dramaturgului și unde spune totodată că un alt Eminescu nu se va mai naște. Ion Luca Caragiale era bârfit de Eminescu și Ion Creangă, care erau prieteni, la Cataramă. În urma unei scrisori trimise de către Eminescu lui Ion Creangă, detalii mai puțin știute au ieșit la iveală cu privire la relația Luceafărului cu Caragiale. Eminescu spunea că Timpul nu-i mai ajunge din cauza orelor pe care le petrece la ziarul Timpul, acolo unde Caragiale obișnuia să tragă mâța de coadă. Caragiale îl aprecia foarte mult pe Eminescu, despre care adesea spunea că era nefiresc de frumos, prea frumos să fie adevărat. Despre berării. Lui Caragiale îi plăceau mult vinurile bune și femeile frumoase, două plăceri pe care le găsea reunite la cârciuma Coanei Marița. Înființase berării ca să se îmbogățească și dăduse faliment pentru că dădea băutură pe datorie. A fost proprietar de berării. Cea mai cunoscută dintre acestea a fost berăria Gambrinus, deschisă inițial pe Calea Victoriei, în anul 1901. Ulterior, aceasta a fost mutată la parterul hotelului Cișmigiu. Aici veneau ziariști, scriitori, politicieni și artiști. Caragiale a mai avut o berărie pe strada Gabroveni, Mihalcea și Caragiale. Deseori, perdea nopțile în nori de fum, având în față mari carafe de vin, la un pahar de vorbă cu cine se nimerea prin berărie și la o panțarolă, joc de cărți. Nu era om de cafenea, berărie sau cârciumă. De altfel, îi plăcea să spună: nu mă atrage decât mecanismul omenesc și simt o plăcere să-i demonstrez resorturile. Între 1893 și 1902, Caragiale a deschis mai multe berării în București, Pașcani, Iași și Buzău, din nevoia de a studia mai bine tipuri de oameni, după cum povestea Vlahuță în amintirile sale. Afacerile au falimentat, dar au rămas poveștirile. În Adevărul, din noiembrie 1893, Anton Bacalbașa trăgea un semnal de alarmă, deplângând starea dramaturgului și anunțând totodată că a deschis în strada Gabroveni berăria Mihalcea et Caragiale ca să aibă din ce trăi. Prin 1901, în strada Câmpineanu, aproape de Teatrul Național, autorul Momentelor deschide ultima berărie în București, botezată legendar cu numele celui căreia îi se atribuie descoperirea berii. Berarul devine domnul Gambrinus în presa vremii, unde în spatele berăriei Caragiale avea o cameră unde își aștepta prietenii la cenaclu și la vin. Obișnuit să ofere gratis bere,
dă faliment, apoi pleacă din țară. Caragiale a încercat să facă afaceri și să scoată bani din berării. Academia Bene Bibenti și Gambrinus au fost cele mai cunoscute localuri deschise de Caragiale. După falimentul berăriei din București, Caragiale s-a mutat o vreme la Buzău. S-a asociat cu cumnatul său, Teodor Duțescu Duțu, soțul genicăi Bureli, sora mai mică a soției sale, și a luat în antepriză restaurantul din gara Buzău. Din cauza unei datorii către un podgorean, de la care împrumutase două vase de vin, cârciumarul Caragiale a fost dat în judecată. Regele Carol I l-a scăpat pe dramaturg de datorie, a dat ordin să îi se achite datoria lui Caragiale și astfel dramaturgul a scăpat de probleme, dar în final tot a falimentat. Afacerile lui Nenea Iancu n-au mers pentru că obișnuia să dea de băut pe datorie și își ierta clienții rău platnici. Se spune că numele de Bene Bibenti, ales pentru noua berărie, ar fi fost o aluzie disimulată la Bene Merenti, pe care în vremea aceea nimeni nu se grăbea să îl acorde pentru activitatea sa de dramaturg. Pe vremea când conducea berăria Bene Bibenti, Caragiale a fost considerat cel mai fantezist negustor al Bucureștiului, iar Asociația Chelnerilor pentru faima lui l-a ales președintele ei de onoare. Este de notorietate pasiunea personajelor din schițele lui Ion Luca Caragiale pentru spirtoase sau bere. În bună măsură, acest lucru a fost valabil și pentru scriitor, care nu-și refuza niciodată plăcerea de a bea o bere sau două cu prietenii, precum Alexandru Vrahuță sau George Coșbuc. Fie că mergea la legendara terasă Oțeleșteanu, care era amplasată în zona actualului Palat al Telefoanelor din capitală, fie la carul cu bere, Caragiale era tot timpul cu o halbă în față. Unele dintre episoadele de beție ale lui Caragiale îl aduceau într-o stare euforică specială, pe care scriitorul a marcat-o în celebra replică "Văd enorm și simt monstruos", după cum amintește criticul Șerban Cioculescu în biografia dedicată autorului Scrisorii pierdute. Năpasta. Foarte atașat de județul Argeș, George Ștefănescu și-a construit în 1873 o casă în comuna Arefu, aflată la aproape 64 de kilometri de Pitești. Se pare că marele Ion Luca Caragiale ar fi scris în casa din satul Căpățânenii Ungureni novela Năpasta. Năpasta este ultima piesă de teatru a dramaturgului Ion Luca Caragiale, apărută în 1890. A fost inspirată de o călătorie făcută de marele dramaturg cu prietenul său Ion Sucheanu în comuna argeșeană Tigveni. Ajuns la cârciuma din sat, cei doi au fost vrăjiți de frumusețea fetei care servea la masă, hangița Ana Momaianca. În 1890 a avut loc premiera piesei Năpasta, de Ion Luca Caragiale. Reprezentația, în premieră, din 3 februarie 1890, a acestei piese avea să determine o creștere a adversității față de opera marelui dramaturg. Năpasta a fost primită cu răceală, cronicele cele mai multe, defavorabile, încât până la sfârșitul Primului Război Mondial, piesa nu a mai fost jucată. În revista literară, numărul 16 din 30 noiembrie 1901, condusă de Teodor M. Stoienescu, discipol al lui Macedonski, apare sub semnătura primului redactor, Caion Constantin Alexandru Ionescu, articolul Domnul Caragiale. Dramaturgul este învinuit că a plagiat drama Năpasta după o piesă scrisă de un autor ungur, Kemeny Izvan, tradusă în limba română de Alexandru Bogdan la Brașov în 1834, intitulată Nenorocul. Ca argument sunt date câteva replici din piesa maghiară. În următorul număr al revistei, cu tupeu, Caion face un rezumat al piesei maghiare, punând pe două coloane replici din ambele piese, semnând articolul Domnul Caragiale n-a plagiat, a copiat. Răzbunările impulsive continuă în Forța Morală, un ziar enciclopedic cu o durată de 15 numere, unde, din când în când, Macedonski semna câte o poezie, un articol de teorie literară, pe lângă alți colaboratori obscuri. Naufragiatul de la revista literară este primit cu brațele deschise în redacția ziarului Forța Morală, unde susține plagiatul precum și interesele lui Macedonski. Sub pseudonimul Luciliu, publică articole cu atacuri împotriva lui Caragiale.
Caragiale l-a cunoscut pe Macedonski în redacția Ghimpele în 1871, unde dramaturgul era redactor, iar poetul doar colaborator. Ura lui Macedonski dospește monștrii răului. Dușman de moarte al junimiștilor și al masonilor, se folosește de Caion, crezând că astfel îi zdrobește definitiv imaginea autorului, năpastei. Ca să se simtă răzbunat, îi permite lui Caion să publice în Forța Morală un studiu critic despre cum anumite comedii bulevardiere franceze ar fi fost copiate de către autorul scrisorii pierdute. Mai mult, organizează o conferință la Ateneul Român, atacând direcția junimistă, precum și pe autorul Nopții Furtunoase, unde este huiduit. Nu-și termină conferința, fiind nevoit să plece din sală. În epocă, lumea fierbea. Direcția Teatrului Național, ca să-l susțină pe Caragiale, pune urgent pe afiș comedia bulevardieră a lui Sardou pentru ca opinia publică să judece noua învinuire de plagiat a autorului. Ca parte civilă, Ion Luca Caragiale a fost asistat de avocații Barbu de la Vrancea și Petre Grădișteanu. Finalul procesului îl lasă cu un gust amar pe dramaturg, care spune că nu dorea foloase materiale de pe urma nimănui, dar lașitatea, lingușeala și răutatea își pun adânc ampreta în deciziile de a părăsi țara. Berlin. În anul 1905, acesta a luat decizia de a se muta la Berlin. După ce a fost acuzat de plagiat, acolo unde a stat până a decedat, la data de 9 iunie 1912. Cauza morții acestuia a fost ateroscleroză. Nici vinurile alese, nici fructele de mare, de pe mesele bogate, nu l-au convins pe Caragiale să aleagă Parisul. Scria Cela de la Vrancea în cartea Dintr-un secol de viață. Aflat la Berlin, nu-și uită mânia, iar vestea că ar fi bătut un tipograf berlinez după ce îi trimisese 3 depeșe pentru a corecta un punct și o virgulă într-un text aflat sub tipar, se împânzise printre cunoscuții din România ca fulgerul. La prima vizită în țară la un pahar de vin, toți prietenii voiau amănunte despre întâmplare, iar Caragiale le-a spus: cine nu dă cuvenita atenție punctuației, nu poate fi cu adevărat un scriitor. Din când în când, autorul scrisorii pierdute trăgea câte o fugă la București, pentru că dorul de țară nu-l ocolea și era găzduit de Vlahuță. Moartea lui Caragiale l-a îndurerat adânc pe bunul său prieten Alexandru Vlahuță. Împreună cu Barbu de la Vrancea a plecat la Berlin, unde i-a întâmpinat Dobrogeanu Gherea, Panait Cerna, Dimitrie Gusti și alți prieteni intimi ai marelui dramaturg. Doctorul care a făcut autopsia lui Caragiale spune că niciodată nu a văzut un caz de artritism mai grav. Medicul care din oficiu a făcut autopsia spune că încă nu văzuse creier atât de frumos dezvoltat, însă nu văzuse o arterioscleroză atât de perfectă, încât nu înțelegea cum de a trăit atât de mult. Caragiale fumase în ultima după amiaza vieții sale 80 de țigări. A murit, probabil, în urma unui groaznic acces de tuse tabacică. Paul Cernat, critic literar și eseist: Caragiale n-ar fi dorit să fie înmormântat în România, dar se pare că Tache Ionescu a reușit să-i convingă familia, ceea ce nu era, în fond, atât de greu. Berlinul reprezenta pentru balcanicul scriitor un ideal de viață, riguros, cu ștaif, dar voluptos, oricum, departe de mahalaua autohtonă a personajelor sale. A fost un sentiment general de pierdere, chiar dacă la vremea aceea, publicistul Tudor Arghezi deplângea, într-un articol, faptul că oamenii simpli nu știau că scriitorul murise. Vestea morții scriitorului ajunge la București printr-o telegramă scurtă pe care soția lui Caragiale, Alexandrina Bureli, i-o trimite lui Tache Ionescu. Caragiale a murit. În anul în care s-a stins, Caragiale a fost nevoit să muncească din greu pentru a-și putea întreține familia. Scria mult, până târziu în noapte, și călătorea mult. Din ultimele călătorii s-a ales cu o răceală din pricina căreia are accese de tuse, iar fumatul le face și mai dese. Notau biografii despre ultima perioadă din viața dramaturgului. Când s-a încercat aducerea în țară a sicriului, familia lui Caragiale a întâmpinat prima problemă. Corpul neînsuflețit nu a putut fi transportat imediat după moarte,
pentru că ministrul plenipotențiar al României din capitala Germaniei tocmai intrase în concediu. În discursul ținut la înmormântarea lui Caragiale, bunul său prieten de la Vrancea l-a numit pe dramaturg cel mai mare român din câți au ținut un condei într-o mână și o torță aprinsă în cealaltă. Aducerea trupului lui Caragiale în țară demnă de una dintre comediile sale. Caragiale a murit la Berlin, unde se autoexilase, împreună cu familia, în 1905, după acuzațiile de plagiat ale piesei Năpasta. Rămășițile pământești sunt expuse în capela cimitirului protestant și depuse la 14 iunie într-un cavou al familiei, în prezența lui Ghera, a lui de la Vrancea și a lui Vlahuță. 5 luni mai târziu, la 18 noiembrie, sicriul cu rămășițele sale pământești a fost adus la București și la 22 noiembrie 1912 s-a făcut înmormântarea la cimitirul Șerban Vodă Belu. Aducerea trupului în țară a fost însă una plină cu peripeții, demnă de comediile maestrului. Iată cum istorisește un jurnalist al ziarului, Universul. Rămășițele pământești ale marelui scriitor Caragiale au sosit ieri, 17 noiembrie, pe stil vechi, pe neașteptate într-un vagon special în Gara de Nord. Nimeni n-a venit într-o întâmpinare a corpului ilustrului scriitor, nici chiar familia, deoarece nimeni nu fusese anunțat. La orele 11:30, șeful Gării de Nord a fost intrigat de un vagon de marfă sigilat pe care se afla numele orașului Breslau din Germania. Vagonul nu avea niciun fract și nici nu putea cineva să-și închipuie că e un vagon mortuar, deoarece nu avea nicio cruce pe el, cum se obișnuiește. Șeful trenului, întrebat ce e cu vagonul, a spus că l-a luat de la predeal și că nimeni nu știe nimic mai mult. Telefonându-se la predeal, de-abia atunci s-a aflat totul. S-a răspuns de la predeal că vagonul conține corpul lui Caragiale și că fractul s-a pierdut. Cercetându-se, s-a aflat că vagonul rătăcește de 2 săptămâni pe liniile germane și austriece. S-au anunțat rudele lui Caragiale și a sosit la gară domnul Slatro, o rudă apropiată. Cortegiul funerar, format la Biserica Sfântul Gheorghe, a făcut un ocol prin fața Teatrului Național și a continuat apoi drumul până la cimitir, în fruntea miilor de bucureșteni care au luat parte la această solemnitate, aflându-se toți mari scriitori ai timpului. Alexandru Vlahuță, Mihail Sadoveanu, Emil Gârleanu, Cincinat Pavelescu, Ștefan Iosif, Ovidiu Densușianu, Corneliu Moldovan, de la Vrancea, Sandu Aldea, Cocea și mulți alții. Un lucru foarte puțin știut este și faptul că la aniversarea centenarului nașterii lui Caragiale, în 1952, trupul a fost exhumat și îngropat lângă Eminescu, pe Aleea Scriitorilor. De-a dreapta și de-a stânga lui Eminescu se odihnesc Coșbuc și Caragiale. Epitaful mormântului are următorul text. Fii, să cultivați poporul, că un pom fără rădăcini nu poate trăi. Ioan Slavici a scris atunci necrologul Un om mare. Cum îl vedeau contemporanii? Trângerea mărturiilor despre Caragiale încheagă imaginea omului spectacol, pentru că el înțelegea viața ca pe un spectacol continuu, conceput, regizat și jucat de el însuși. Una din marele lui slăbiciuni, își amintește Slavici, era să se uite la cei ce îi trec prin față ori stau în preajma vederii lui, să scruteze mutre, să prindă gesturi și atitudini. Îmi dădea din când în când cu cotul, îmi trăgea cu ochiul și îmi șoptea. Ai văzut? Și atât era destul pentru ca să ne înțelegem. Măi, zicea câteodată, natura nu lucrează după tipare, ci îl toarnă pe fiecare după calapot deosebit. Unul e sucit într-un fel, altul în alt fel, fiecare în felul lui, încât nu te mai saturi să-i vezi și să-i faci haz de ei. Curiozitatea îi este vie și îl determină să stea mereu în mijlocul situațiilor, spre a le stimula prin procedee adecvate. Din spectator neutru devenea regizor și, de fiecare dată, în scena banală din viață, vedea în ceilalți actori fără voie. Pentru o vorbă pe care o spunea cândva, în vreo schiță viitoare, Caragiale era capabil de munci herculeene. Astfel fusese el în stare să piardă o noapte întreagă, chibițând la o partidă de table, fiindcă unul dintre jucători era grec Fudul, țâfnos, de la care Caragiale obținea o anumită frază, spusă cu arțag. Într-adevăr, din când în când, Nenea Iancu intervenea în joc și explica grecului că jucase prost, că trebuia să fugă, să se bată,
sau să joace pe dincolo. De fiecare dată i-o spunea cât mai ofensator cu putință, la care grecul răspundea, supărat și invariabil: "Lasă-mă, domnul, cu ironia." Caragiale voia să-l facă să spună asta în 10 feluri, căci Caragiale avea un talent de imitator înmărmuritor și reușea mereu, dar îl costase o noapte. Hoinărea prin orașele de provincie, scrie cela de la Vrancea, unde prindea reflexele, caracteristicile unor necunoscuți, de unde se întorcea încărcat de impresii noi, filtrate prin alambicul genialului talent, care nu îngăduia decât esențialul. Brașovul era un loc de predilecție pentru el. Se ducea în piață să se certe cu unguroaicele, prefăcându-se că e un om prost și cicălitor, și nu se lăsa până nu ajungea gâlceava la culme. Scenele acestea povestite de Caragiale, cu accentul bietelor vânzătoare exasperate, aveau un haz irezistibil. Privirea lui adâncă cerceta cu solemnitate de bufniță cotloanele sufletești, prindea pricinile mecanismului psihologic, înregistra neiertător toată gama vanității omenești, sămânța cea mai de seamă a inspirației sale. În scrisul lui nu se poate înlocui niciun cuvânt, nicio frază, nu se cere mai scurtă sau mai lungă. În general, drept ironic, a cărui operă e brăzdată de observații caustice menite să ridiculizeze personajele pieselor și ale novelelor. Seriile alături de el erau fascinante. Ștefan Iosif ajunge ucenic al lui Caragiale. Seara, ei lecturau cu voce tare sau scriau. Povestește cum fiecare trăia o viață intensă, iar fiecare novelă era o avalanșă de imagini care se perindau una după alta ca într-un vârtej amețitor. Caragiale scria în tăcere și adeseori spunea că se simte sub imboldul unei puteri străine. Compunând, construia dialogurile vorbite tare, zâmbea sau se încrunta. L-am văzut când muncea la Chirianulea, refuzând mâncarea și veghind două nopți de-a rândul. Muncea neîntrerupt până sfârșea opera. În tot acest timp era încruntat, febril și ursuz. Când termina, era adesea intoxicat de tutun și cădea câteva zile într-o stare de somnolență pașnică. Pe Chirianulea l-a scris în 3 zile și l-a pieptănat, pe urmă, în 2 săptămâni. Când îl întrebam cum scrie, îmi răspundea aproape invariabil: "Eroii mă persecută, forfotesc în mintea mea, vorbesc, le văz gesturile, le aud cuvintele, dar nu știu exact nici ce spun, nici ce vor face și pe urmă mă apuc să scriu și îi las să-și puie singur păsul." Eftimiu scrie în articolul Moartea lui Caragiale că acesta intenționa să vină la București și l-a anunțat pe Vlahuță că vrea să scrie și îi transmite vorbă să-i cumpere o masă. Caragiale sosește de la Berlin în casa lui Vlahuță, se așează la măsuța aleasă cu grijă de doamna Vlahuță și se pregătește să scrie, dar varsă călimara cu cerneală. I se pare că pata este un semn rău și renunță. Lângă pata adaugă: "Toate meseriile necurate lasă pete." Și s-a iscălit. De atunci, masa lui Caragiale a rămas celebră și unii prieteni au adăugat câte ceva. Ștefan Iosif a scris: "Și soarele are pete, și cu toate acestea e tot soare." Goga a adăugat: "Picăturile de cerneală pe masa unui scriitor sunt ca picăturile de sânge pe câmpul unei lupte." Sociologul Dimitrie Gusti relata câteva amintiri despre prietenul său Caragiale și explica de ce s-a mutat Caragiale la Berlin. Autorul Nopții Furtunoase a plecat din țară într-un exil voluntar. Era nemulțumit că nu i se acordă atenția cuvenită. Se plângea că în țara lui n-a putut să străbată nici măcar în Parlament, ca deputat, nici de cum să ocupe un loc într-un partid politic. "Să știi, doctore," îmi spunea el, "totdeauna oriunde vei locui, chiar în Albania, să prefer capitala, că cea este în centrul vieții." Ecaterina Logadi, fiica a dramaturgului, povestea: "Aveam 9 ani când ne-am mutat la Berlin. Trăiam mult în preajma lui, căci tata stătea mult acasă. Îl văd și acum în cele mai mici amănunte și în marea lui varietate. Nu era prea înalt, dar avea un port semeț, capul ridicat și o privire care trecea pe deasupra locurilor înconjurătare. Avea mâinile mici, de o rară frumusețe. Când era voios, fața îi se lumina. La mânie, ochii erau pătrunzători și aprigi, purtători de săgeți înflăcărate, pentru că într-o clipă, ca să se îmblânzească, revărsând raze de lumină și blândețe. Mintea era ageră și nu se odihnea niciodată. În odaie nu avea voie să intre doar mama,
ca să scuture și să aerisească. Plutea întotdeauna tutun în valuri aburii. Pe noi copiii ne chema când avea să ne spună ceva. Simplitatea oglindea modestia pretențiilor lui. Era sobru și modest. La Berlin devenise dornic să stea numai în casă. Ieșea rar și uneori trecea o săptămână fără ca el să-și părăsească pantalonii de cavalerist, meșii turcești, specialitatea Stambul și flanela ruptă în coate. Când mă plictisesc sau mă înfurii sau cad în depresie sau îmi vine să las totul baltă, ceea ce mi se întâmplă zilnic de îndată ce răsfoiesc ziarele, mă salvez sau măcar mă țin pe linia de plutire, răsfoind scrierile lui Nenea Iancu, o adevărată vitamină națională, un bărbat curajos, realist, necomplezent, plin de haz, de relativism mântuitor și de o sănătoasă melancolie. Andrei Pleșu. Mihail Sadoveanu adăuga: Caragiale a însemnat o dungă mare și foarte luminoasă în literatura noastră contemporană. Ea a rămas asupra noastră și va rămâne asupra tuturor generațiilor. Ion Caramitru ne spune că Ion Luca Caragiale este pentru români cum este Shakespeare pentru englezi, fără să aibă o operă atât de vastă, dar totuși opera intra profund în conștiința noastră. În ianuarie 2004, reprezentanții Cărții Recordurilor au anunțat că cele peste 1000 de portrete ale lui Caragiale, realizate de mari personalități ale graficii umoristice mondiale din 109 țări, constituie cea mai mare colecție din lume dedicată unei personalități a culturii universale. A fost numit cetățean de onoare post-mortem al municipiului Ploiești. Printre zicalele celebre, amintim: cel mai dureros lucru în dragoste e că sufletul ți-l fură de obicei cel ce are mai puțină nevoie de el, afirma cu ironie nedisimulată autorul Scrisorii pierdute. Celebru este unul care începe să trăiască după ce a murit. Motoul său era: nimic nu-i arde pe ticăloși mai mult decât râsul. Vrei să cunoști lumea? Privește-o de aproape. Vrei să-ți placă? Privește-o de departe.